Prima întrebare va merge către Victor Ponta. Această întrebare este: cine este candidatul Victor Ponta și de ce crede că ar trebui să fie președintele României? Domnule Ponta, aveți 2 minute începând cu acest moment. Încă o dată vă spun bună seara, încă o dată vă mulțumesc că ați fost de acord să găzduiți această dezbatere absolut necesară și o să vă mulțumesc anticipat pentru faptul că, așa cum ați anunțat, vreți să ne lăsați să discutăm despre cum vedem noi România, cum o vedem în următorii 5 ani, ce aș dori eu să fac ca președinte. Aseară am discutat despre probleme economice, despre justiție, eu m-am pregătit și aseară și azi. Și de altfel m-am pregătit pentru funcția de președinte, pentru că e o funcție cea mai importantă în stat. Și la întrebarea dumneavoastră, cred că sunt pregătit și pot să fiu acel președinte de care România are nevoie din 3 motive. În primul rând, pentru că viziunea pe care am prezentat-o ca prim-ministru și ca lider USL, și anume sfârșitul regimului Traian Băsescu, Vasile Blaga, Mihai Răzvan Ungureanu, Cătălin Predoi și toți ceilalți, dezvoltarea României, repararea nedreptăților din acea perioadă. În al doilea rând, pentru că nu poți face nimic în conducerea unei țări dacă nu ai o echipă. Și echipa mea este cea a USL, votată de 60% din români, cu Călin Popescu Tăriceanu prim-ministru, cu Teodor Meleșcanu, toți ceilalți. Și în al treilea rând, pentru că după 2 ani și jumătate ca prim-ministru, am constatat un lucru pe care cred că îl simt foarte mulți români, acela că avem nevoie de stabilitate și de unitate. A fost foarte multă dezbinare, a fost un regim care se sfârșește practic duminică, care s-a bazat pe învrăjbirea românilor între români, pensionari contra angajați, bugetari contra cei de la privați, cei dintr-o regiune contra altei regiuni, cei din România împotriva celor din afară. Și cred că în următorii 5 ani, atunci când România de fapt va aniversa 100 de ani de la Marea Unire, pot să duc România spre acea idee pe care au avut-o în urmă cu 100 de ani înaintașii noștri. S-a încheiat și timpul, cele 2 minute au expirat. Aceeași întrebare o avem și pentru candidatul ACL, domnul Klaus Iohannis. Cine este candidatul Klaus Iohannis și de ce crede că ar trebui să fie președintele României? Domnul Iohannis, aveți de asemenea 2 minute, vă rog. Să rup mâna. Sunt Klaus Iohannis, primarul municipiului Sibiu, președintele Partidului Național Liberal, candidatul Alianței Creștin-Liberale. Sunt candidatul care crede că votul nu este o lozincă, ci este un drept și al celor din diasporă. Sunt candidatul care crede că toți trebuie să aibă condiții să voteze. Sunt candidatul care cred că este nevoie de o schimbare profundă în România. Acum, după 25 de ani, trebuie să avem curajul să spunem stop și de la capăt, să facem altfel de politică, mai puțin scandal, mai puțină gălăgie, mai multe soluții. Și fiindcă am adus vorba de vot, am 2 mape mari, sunt scrisori trimise de români din diaspora către Biroul Electoral Central, prin care s-au plâns că nu au putut vota, că au fost umiliți în limita timpului, poate doar 2-3 spicuiri. Sunt preot nu spun numele, locuiesc de 6 ani în Franța, am fost pur și simplu umiliți. Nu putem vota. Alta, mi-am petrecut împreună cu soțul și cei 2 copii mici 7 ore în fața consulatului așteptând să votez și așa mai departe și așa mai departe. Domnule prim-ministru, vi le las astea, poate puneți pe cineva să răspundă oamenilor și să le explice de ce au fost umiliți la vot. Iar acolo la vot au fost observatori și aseară fu vorba că noi, Alianța Creștin-Liberală, n-am trimis observatori. Am verificat, toate secțiile sunt aici. Au lipsit de la PSD 52, de la ACL 19 și de la alte partide și formațiuni mai puțin. Vă las și asta, poate nu mai aveți timp pentru acest segment, pentru această întrebare. E foarte, foarte bine de precizat. Se va auzi și acel semnal sonor, tocmai pentru a vă da seama când se curgează timpul. Acum este momentul în care fiecare candidat are dreptul la replică, dacă simte nevoia să puncteze ceva în ceea ce a spus contracandidatul. Domnule Ponta, aveți 1 minut. Nu e vorba de replică. E vorba de faptul că domnul Iohannis la disputa de ieri a fost total nepregătit și a spus niște lucruri
neadevărate. Primul dintre ele este cel referitor la faptul că PNL, pe care îl conduce de puțin timp, a propus în Comisia de Modificare a Constituției un amendament la Constituție privind votul electronic sau mijloace de comunicare la distanță și PSD l-a respins. Am în față procesul verbal, Parlamentul României, Camera Deputaților. Amendamentul depus de către doamna Alina Gorghiu a fost retras, n-a fost respins. Și vreau ca domnul Iohannis să fie mai bine pregătit când vine și face afirmații. Bun, oprim aici cronometrul, pentru că mai erau 30 de secunde. Nu se adună timpul acesta consumat. Domnul Iohannis, aveți de asemenea un minut începând de acum, dacă aveți o replică. Da, sigur, am o replică foarte simplă. Amendamentul a fost respins. Bun. Scrie în limba română aici, să știți. Cu ștampilă. Acum facem replică la... Bun, ne oprim aici ca atunci. Ca să înțeleagă oamenii că nu v-ați pregătit nici în seara asta. Să ne oprim aici cu acest punct, vă rog. Eu da. Trecem la următoarea temă, tocmai pentru a păstra formatul și modul în care am stabilit că se va purta acest dialog. Mergem la întrebarea numărul 2. De această dată adresez prima dată întrebarea domnului Klaus Iohannis. De ce nu ar trebui să fie contracandidatul dumneavoastră, Victor Ponta, președinte? Care îi sunt vulnerabilitățile? Domnul Iohannis, aveți din acest moment 2 minute pentru răspuns. Eu cred că nu este bine pentru România să fie președintele României domnul Victor Ponta. Eu cred că este greșit și periculos pentru România să dea toată puterea în mâna unui singur partid, a unui partid care are foarte mari probleme, are foarte mulți membri și membri marcanți care au probleme grave cu justiția. Este foarte periculos pentru România să regresăm și să punem în pericol democrația. În afară de aceste lucruri, este greșit să fie domnul Victor Ponta președintele României, fiindcă a mințit și a speriat pensionarii cum că le-aș tăia pensiile și în calitatea mea de profesor, cred că este totuși o foarte mare problemă dacă un elev copiază. Dacă cineva care își scrie lucrarea de doctorat copiază, mi se pare o problemă proporțional mai mare și se numește plagiat. Oriunde în lume, cineva care este prins, cineva dintre politicieni, care este prins că a copiat și numai 3 rânduri și a plagiat, este obligat, prin clasa politică, să se retragă din politică. La noi, unul dintre aceștia dorește să fie președintele României. Bun. Ați răspuns la această întrebare. Au rămas încă 30 de secunde. Merg către domnul Victor Ponta. Aceeași întrebare. Eu aș vrea să vorbesc foarte mult despre români. Nu atacuri la persoană. Eram pregătit pentru atacurile domnului Iohannis, care ieri a pierdut și acum vine să atace la persoană. Domnul Iohannis, despre plagiat vreau să vă spun următorul lucru. Eu m-am dus la Înalta Curte de Casație și Justiție, care mi-a dat o sentință definitivă și revocabilă. Dumneavoastră ați fugit de Înalta Curte de Casație și Justiție că pentru a vă judeca, apropo de anii, și candidați, eu n-aș fi candidat în locul dumneavoastră. Eu am o decizie definitivă și revocabilă. E o diferență fundamentală între noi. Mai departe, cred că domnul Iohannis este... va aduce România înapoi în 2010, deoarece are în echipă exact aceiași oameni care au tăiat pensiile. Pe Predoiu, pe Blaga, pe Anastase, pe toți ceilalți. Și mai cred că vrea să dea toată puterea tot celor pe care au avut-o în 2010-2011. Aș și spus de altfel că îl vrea pe domnul Predoiu prim-ministru. Eu îl vreau pe Călin Popescu-Tăriceanu, care nu este de la PSD, este membru fondator al partidului în care dumneavoastră ați venit anul trecut. Este un adevărat liberal. Este un om care a condus acest guvern și această țară. Este omul care v-a dat pentru Sibiu 50 de milioane aproape de euro ca să faceți acele lucrări. Și mai un lucru. Domnul Iohannis seamănă foarte mult, fiind înconjurat de oamenii lui Băsescu, cu domnul Băsescu din următorul punct de vedere. Este împotrivă la orice. De exemplu, reducerea contribuțiilor de asigurări sociale este un proiect eminamente liberal. Atunci când l-am aprobat în guvern și mai departe în Parlament, v-ați opus. Numai Băsescu făcea chestia asta. Și ultimul lucru. Domnul Iohannis spune că e primar. Avem un singur președinte al României care a fost primar, Traian Băsescu, și un singur prim-ministru, Emil Boc. Eu personal cred despre ei că au fost un președinte și un prim-ministru foarte slab. Dacă dumneavoastră considerați că sunt buni,
E părerea dumneavoastră pe care o respect, dar pe care nu o împărtășesc. Domnul Claus Iohannis are dreptul la replică, un minut începând de acum. Domnule Ponta, cunoașteți pe o persoană, Gabriel Oprea, este vicepremier la dumneavoastră. Știți cum a votat în materia de tăiat pensii și salarii? Nu a votat, pentru că el a salvat pensiile militarilor. Împreună cu UNPR a votat pentru acele reduceri. Deci dacă e vorba că eu am oameni care au umblat la salarii și pensii, în aceeași măsură aveți și dumneavoastră astfel de oameni, așa că haideți să trecem mai departe. Am o singură replică. O replică. Am o mare rugăminte din partea sutelor de mii de profesori care au ghinionul de a nu fi așa bocați ca dumneavoastră. Nu mai vorbiți despre profesori. Nu mai sunteți de mult timp profesori și eu sunt ceilalți profesori au noroc, liceu, au noroc cu faptul fără că acest guvern am ajuns acolo și fără să copiez. Care e chestia? Dacă vreți sunt să fiți foarte, președinte, trebuie să respectați deciziile de justiției. Sunt bun, este pe de timpul fizică. Domnului Ponta. Dar de ce ați candidat fără să aveți o hotărâre de la înalta curte? Eu m-am dus și am luat o hotărâre de la înalta curte. De profesor și sunt mii de foști elevi de-ai mei pe care îi salut pe această cale, care urmăresc emisiunea. Și îmi face mare plăcere. Și care sper să n-aibă ghinion. Încheiem și răspunsul la această temă. O să fiu eu președinte și ghinion. Președintele ghinion, Doamne ferește. Să respectăm formatul emisiunii. Mergem spre următoarea întrebare pe care o adresez mai